Astăzi o să vă prezint noul feature mail agent și anume este vorba de secțiunea de automation. Cu ajutorul acestei secțiuni vă veți putea programa o serie de e-mail-uri care vor pleca în mod automat în funcție de acțiunile userilor. De exemplu, când cineva se va abona într-o listă, veți putea să-i trimiteți o serie de e-mail-uri de bine ai venit, tutoriale, cum se folosește sistemul sau eventual niște coduri de reducere. De asemenea, dacă cineva va da click pe un anumit link dintr-un anumit e-mail, veți putea să-i declanșați iarăși o serie de e-mail-uri, să zicem, nu știu, cineva a dat click pe o ofertă de Grecia, puteți să-i trimiteți ce poate să viziteze acolo, sau un cod de reducere, sau, nu știu, o asigurare medicală gratuită. De asemenea, veți mai avea și ca factor declanșator și un câmp de tip dată, astfel încât să trimite niște mesaje de la mulți ani când este ziua de naștere sau, nu știu, să aveți un câmp când s-a înscris prima dată sau când a făcut prima cumpărătură și atunci să le trimiteți un e-mail cu un cod de reducere sau ceva. Cum funcționează? Primul lucru, trebuie să creăm e-mail-urile care vor fi trimise. Asta va fi subiectul e-mail-ului. Și de aici vă puteți crea cu editorul, știți prea bine ce e-mail doriți să trimiteți. Putem să creăm și un al doilea. Așa. Ok, e-mail-ul, de asemenea subiectul, ăsta este subiectul e-mail-ului care va pleca, îl puteți modifica cum doriți dumneavoastră. În secțiunea workflow, putem să definim primul workflow. Da? Și spuneți, puteți să setați de la cine să plece fiecare e-mail, la cât timp de când s-a declanșat, exemplu, la cât timp de când s-a înscris, puteți să-i trimiteți un e-mail, hai să zicem la 5 minute pleacă primul e-mail. La o zi pleacă al doilea. Da. Salvăm modificările. Dacă e totul în regulă, putem să activăm triggerul. Aveți de asemenea și opțiunea să-l inactivați în cazul în care nu mai este de actualitate. În secțiunea triggere, definiți triggerul. Da. Aveți opțiunea să trimiteți un e-mail în momentul în care se declanșează, astfel încât primiți pe e-mail a pornit workflow-ul X către adresa respectivă de e-mail și puteți să urmăriți ce se întâmplă și cu ocazia asta și știți cine s-a înscris. Punem adresa mea. Când utilizatorul fie se abonează într-o listă sau dă click pe un anumit link sau are câmpul de tip dată egal cu data de acum să primească un e-mail. Puteți să bifați dacă poate să declanșeze triggerul de mai multe ori, adică cineva, de exemplu, se abonează, după două zile se dezabonează și după aceea iar se reabonează. Dacă este acest lucru bifat, puteți să spuneți de câte ori să se activeze și după aceea la cât timp. Adică poate să fie, de exemplu, dacă rămâne bifat, când cineva s-a abonat, să nu-i plece, nu știu, la maxim o săptămână, astfel încât dacă s-a dezabonat din greșeală și se reabonează după o zi sau după o oră, să nu primească de mai multe ori același e-mail. Și alegeți ce workflow să plece către el. Ia dați salvează și s-a declanșat triggerul, dați activează și de acum aveți, ați făcut primul pas de automatizare. Dacă aveți alte sugestii, alte metode, suntem deschiși, este prima versiune, urmând ca pe viitor să aducem lucruri noi.